Toți suntem răciți o leacă. Gata, zis tot ce era de zis. Deschideți Biblia atunci, împreună cu mine, la Cartea Esterei, în Vechiul Testament, la pagina 518. spun pagina, pentru că știu că asta este o carte mai puțin frecventată. E una dintre cele mai interesante și ciudate cărți din toată Biblia. Ea are doar 10 capitole. Dacă ca să vă faceți o imagine, capitolul 10, de exemplu, are doar 3 versete. Deci e foarte ușor de citit. Cred că dacă vă apucați să citiți acum cartea Esterei, până termin o introducere la predică, ați terminat de citit. Vreau să vorbesc în această dimineață despre ce faci atunci când ai greșit față de cineva. Și m-am uitat în sală și am văzut câteva priv priviri nedumerite, de genul, eu... Eu nu greșesc față de nimeni niciodată. Alții greșesc față de mine, nu? Al vrea în această zi să învățăm de la un împărat persan care nu e neapărat un exemplu de moralitate pentru noi. De fapt, în toată cartea Esterei sunt patru personaje principale. E vorba evident de Estera sau Hadasa. E una și aceeași persoană. Hadasa este varianta evrească a aceluiași nume. E vorba de Mardoheu, care e într-un fel tatăl adoptiv al Esterei, dar în același timp este și vărul ei. E vorba de Ahasveros, împăratul persan, și de primul ministru a acestui om, de Haman. Deci, practic, dacă ne uităm în cartea Esterei, veți vedea că avem patru personaje principale și toată acțiunea se desfășoară în jurul acestor patru personaje principale. Un lucru specific în legătură cu cartea Esterei, pe care cred că îl cunoaște aproape orice om, dar dacă nu-l cunoaște orice om, îl va cunoaște începând din această dimineață, cel puțin toți oamenii care fac parte din părtășia Bisericii Lumina, și anume că în cartea Esterei n-avem nicăieri pomenit numele lui Dumnezeu. E singura carte din toată Biblia unde n-avem pomenit nicăieri numele lui Dumnezeu. Dar dacă citești cartea asta, veți vedea că de la primul capitol până la ultimul, adică la capitolul 10, Dumnezeu e prezent peste tot. Și, de fapt, cumva, în providența lui, Dumnezeu decide ca în această carte să nu apară numele lui Dumnezeu în mod explicit, pentru ca noi să înțelegem că și acolo, în situațiile cele mai ciudate și încurcate moral, că dacă citim cartea Esterei și o citim sincer din primul capitol, până în ultimul, vom vedea că sunt multe încurcături de ordin moral și că, de fapt, niciunul dintre personaje nu sunt neapărat un exemplu pentru noi, ci sunt mai degrabă contraexemple. Ca ăștia care apar de obicei la televizor, adică te uiți la ei și spui, nu, no, cum fac ei, așa să nu faci. Dar în ciuda faptului că situațiile, din punct de vedere moral, în cartea esterei, nu sunt cele mai grozave, Dumnezeu coordonează lucrurile chiar și acolo când e parcă e absent. Și asta, asta e învățătura, cred că, cea mai importantă din Cartea Esterei. Că atunci când viața este ciudată și încurcată și când pare că Dumnezeu nu-i prezent acolo, adică nu-i tot din doi în doi metri, în mod explicit, câte un verset din Biblie, totuși, până și acolo Dumnezeu lucrează. Dumnezeu lucrează până și în politică. O zis o soră, aleluia! Anul ăsta e un an cu foarte multe alegeri, de asta am ales să spun că știu că noi când ne gândim la politică, mai ales ăștia care ați fost mai des la vot și sunteți total dezamăgiți de toate partidele politice, și de astea care sunt și de alea care vor fi, deci anticipăm de pe acum dezamăgirile care urmează, totuși, și ne uităm așa de multe ori la politică și zicem mă, Dumnezeu e prezent tot”. da, chiar și acolo e Dumnezeu prezent. Ei, dacă Dumnezeu e prezent până și în ceea ce se întâmplă în cartea Esterei, chiar dacă nu e explicit, nu-i pe față. Dumnezeu de cele mai multe ori stă în spatele lucrurilor și mâna nevăzută a lui Dumnezeu coordonează situații în dreptul cărora noi stăm și ne uităm și mai ales noi pocăiții cu prejudecățile noastre nici măcar nu îndrăznim să ne gândim, mă, dar acolo fi Dumnezeu, da, Dumnezeu coordonează lucrurile într-un mod nebănuit. Așadar, Mă voi opri asupra capitolului 8. Știți bine că eu prezint foarte mult contextul și asta contează. Și o să vorbesc în această zi despre ce faci atunci când ai greșit față de cineva. Un prieten drag sufletului meu mi-a zis zilele acestea, în timp ce îi spuneam despre ce o să vorbesc, că atunci când greșești față de cineva, ce trebuie să faci? Să mai greșești odată. Ca în felul acesta să-i dai oportunitatea omului să demonstreze că te iubește. De ce? Pentru că întotdeauna iertarea are de-a face cu dragostea. Că nu poți să spui despre un om sau despre niște oameni că iubești, că noi pocăiții și noi credincioșii spunem că iubim, Biblia spune iubiți toți oamenii, nu vă dau argumente biblice în privința asta, că sunt multe versete, ba mai mult zice iubiți-vă și vrăjmașii. Ei, dovada fundamentală a iubirii pe care o proclamăm în toate cântările noastre, în toate uh, predicile noastre, este iertarea. Deci, ce faci când ai greșit față de cineva? Îi mai greșești odată să-i dai oportunitatea să te ierte. Haideți așadar să citim Estera, capitolul 8. Vă citesc în 17 versete. Vedem noi câte citim. Câte de Domnul. În aceea zi, împăratul Ahasveros a dat împărătesei Estera casa lui Haman. Sau, dacă vreți, nu se referă doar la casa lui, ci la familia lui, la toată sfera lui de influență, la toate neamurile lui. Acest Haman, spune Biblia, că era vrăjmașul iudeilor. Dacă citim până aici, în capitolul 8 veți vedea că de fapt se pregătește până în capitolul 8 un genocid împotriva evreilor. acest Haman era un om cu un orgoliu imens. El primește de la împăratul Ahas Veros cinstea de a fi mare vizir, ca să folosesc terminologia specifică vreme, adică un fel de prim-ministru, dar e foarte greu să echivalăm funcțiile de atunci cu ceea ce se întâmplă astăzi, pentru că împăratul era socotit divin, și ăla care era al doilea după el avea o putere extraordinar de mare. Împăratul nu avea chef să exercite de obicei puterea și încredința puterea în mâna unui om de încredere. În cazul de față, o încredințează în mâna unui om malefic cu numele Haman. vieroș nu este un om malefic, de un om slab. Dacă vă uitați în cartea esterei, veți vedea că toată cartea e plină de petreceri. Îi plăcea să petreacă, să bea și de obicei să -i enerva. Și când se enerva, lua hotărâri. Și de obicei când iei hotărâri, când ești nervos, nu ies cele mai bune. Un om foarte impulsiv. Și omul ăsta, impulsiv fiind, hotărăște să-l pună la butoane, să exercite puterea pe acest Haman. Și Haman avea o problemă, fiind un om extrem de orgolios și un om puternic, obișnuia că în fiecare zi când trecea pe stradă, avea pretenția asta ca toți, în special miniștrii țării și oamenii de influență din Imperiul Persan, care erau acolo, în capitala Imperiului, la Susa, pentru că toată acțiunea se desfășoară în orașul Susa, capitala Imperiului Persan, cu 2300 de ani în urmă, apropo, ne întoarcem în urmă 2300 de ani. Deci acest Haman avea pretenția ca toți dregătorii să se închine în fața lui. Mardoheu fiind de vreu. Avea interdicție clară din partea lui Dumnezeu. N-ai voie să te închini decât în fața Domnului Dumnezeului tău. Dar omul ăsta avea și demnitate, avea și credință, chiar dacă nu spune explicit lucrul ăsta Scriptura. Și Mardoheu nu se închină în fața lui Haman și chestia asta îi creează o, o adversitate atât de puternică lui Haman, încât hotărăște, după ce află că Mardoheu e evreu, să pregătească un genocid împotriva evreilor. Îl influențează pe Ahajveru și pe împăratul persan, care mai tot timpul, așa cum v-am spus, fiind slab și pus pe petrecere, era beat. Și îl influențează să dea un edict, să dea o lege. Și la, la persani, orice lege pe care o dea împăratul era socotită ca venind din partea lui Dumnezeu, nu se putea schimba. Nici măcar împăratul însuși nu poate schimba. Veți vedea că e o problemă cu treaba asta. Și atunci, dă o lege prin care... Pe tot întinsul Imperiului Persan, peste aproape un an de zile, se pregătește o zi pe care Biblia o prezintă în calendarul evreiesc, dar nu vreau să intrăm în detalii de genul acesta. O zi în care evreii să fie exterminați, oriunde s-ar afla. Comunitățile să se pregătească, să se organizeze și evreii să fie exterminați, iar averile lor să fie jefuite. Da? Dacă vă întrebați de unde antisemitismul acesta atât de puternic, inclusiv și în vremurile noastre, da? dacă ne aducem aminte de cel de-al doilea război mondial, nu-i nimic ca nou sub soare. Și când evrei află de legea asta, vă dați seama că intră în panică. Și în acest context, da? nu intru în toate detaliile cărții, apelează la Estera, care era împărăteasa împărăteasa lui Ahasveros. Și ea ajunge prin niște conjuncturi mai puțin obișnuite să fie împărăteasă, aleasă de acesta, fără ca el să știe că ea este evreică. El nu știa că nevastă sa, soția lui, este evreică. Observați toată povestea, e una extraordinar de dramatică. Și dă o lege prin care toți evreii să fie exterminați, fără să știe că Estera sau Hadasa, soția lui, era evreică. Dar așa cum v-am spus, el ia hotărârea asta influențat de orgoliu imens al lui Haman, care decide acest lucru bazat pe un singur lucru, pe un singur criteriu. Nu s închinat în fața mea și poporul ăsta, îi spune lui, lui Ahasvero și împăratului, e un popor ciudat, ei nu se închină după datinile noastre, au obiceiurile lor care nu sunt bune și trebuie exterminat. Și în acest context, Dumnezeu mișcă lucrurile, mișcă istoria și Mardoheu, în numele poporului, apelează la Estera, care era împărăteasă. Și acum, ascultați, după legea persană, nimeni n-avea voie să se ducă la împărat decât dacă era chemat. Nici măcar nevastă sa. Ea riscă să se ducă la împărat... Dacă cineva se ducea la împărat fără să fie chemat, era condamnat la moarte, împăratul putea, să-i salveze viața și un gest pe care îl face când cineva se duce la el fără să fie chemat. Dacă împăratul, fără să spună un cuvânt, întinde sceptru, înseamnă că viața acelui om e cruțată. Dacă împăratul nu spune nimic, în mod automat, gărzile interveneau și le executau. Indiferent cine ar fi fost, tata, mama, oricine ar fi fost. Încă o dată, în vremea de atunci, în Imperiul Persan, împăratul era socotit divin, ca de altfel în majoritatea imperiilor. Și în contextul acesta, așa cum v-am zis, Mardoheu vine și spune Esterei, poate Dumnezeu a îngăduit ca tu să ajungi împărăteasă tocmai pentru vremurile acestea. Și ea se pregătește împreună cu tot poporul, are curajul să se ducă în fața lui Ahasveros, se duce înaintea lui după trei zile de post și rugăciune. Poate ați auzit de postul Esterei. Trei zile de post și rugăciune se duce în fața împăratului și primește, așa cum bine știm și bine știți și dumneavoastră, primește din partea împăratului dreptul de a spune ceea ce dorește. Și acum, în acest context, Dumnezeu lucrează și toți dușmanii evreilor sunt până la urmă omorâți. Dar ce e interesant! Că acest Haman a pregătit o spânzurătoare pentru Mardoheu și în capitolul 7, în ultimul verset, în versetul 10, ajunge el însuși să fie spânzurat exact acolo, în aceea spânzurătoare. Interesant cum, cum lucrează lucrurile în viață. Știți vorbaia care zice, cine sapă groapa altuia, pică el exact în groapa aceea. Exact asta se întâmplă. Și veroș realizează, așa cum era el, slab, nu era un om cu foarte mult caracter, cu, mult, cu multă putere, realizează că a greșit față de oamenii care îl prețuiau și îl iubeau cel mai mult. Și anume, greșește față de Mardoheu și față de Estera. Mardoheu, dacă ați început să citiți cartea acum, în timpul predicii, sau, mă rog, probabil că ați citit-o și altă dată, dar nu, nu știu dacă vă mai aduceți aminte de toate detaliile, prin capitolul 2 îl salvează pe împărat de la un complot. El aude la un moment dat niște oameni care complotează ca să-l pe împărat, le informează pe împărat și datorită lui Mardoheu, împăratul scapă cu viața. Dar împăratul uită să-l răsplătească. Și, și într-o noapte Dumnezeu îi aduce aminte. Nu lasă să doarmă Dumnezeu și îi aduce aminte. Și dimineața se trezește și spune, mă, evreul ăla m-a salvat. Și Dumnezeu mișcă lucrurile așa cum v-am zis. Eu nu vreau să vă dau acum chiar toate detaliile cărții. Vă las să mai descoperiți și dumneavoastră anumite detalii. Dumnezeu mișcă lucrurile și îl aduce pe împăratul Ahasveros în situația în care recunoaște că a greșit exact față de oamenii care îl iubeau cel mai mult. Pentru că, dacă suntem sinceri, de cele mai multe ori când greșim, greșim față de oamenii care ne iubesc cel mai mult și pe care îi iubim cel mai mult. Și în cazul de față, dacă vă uitați în textul nostru, vom învăța împreună de la Ahasveros și de la omul ăsta slab, până acum am citit o jumătate de verset, Cinci lucruri. Ce faci când ai greșit față de cineva? Unu. Conștientizează că poți răni fără să-ți dai seama. Doi. Conștientizează că răul are consecințe mai mari decât crezi. 3. Încearcă să repar ce ai greșit. 4. Demonstrează schimbarea, nu insista cu scuzele. Acum, să fim sinceri, avem în noi chestia asta, noi, de când suntem prunci. Să insistăm cu scuzele și să rămânem exact la fel. Și 5. Fă o bucurie celui ce e greșit. Cartea începe cu lacrimi și se termină cu bucurie. Capitolul 8 începe cu lacrimi și se termină cu bucurie. Evreii de pe tot cuprinsul Imperiului Persan se bucură de felul în care Dumnezeu îi salvează și de cum se schimbă lucrurile în mod dramatic. Așadar, sunt cinci puncte, multe îs cei drept, și s-ar putea ca unii dintre voi să le fi și uitat deja, că doar că am reușit să vi le spun, așa că le mai zic o dată. Ce faci când ai greșit față de, de cineva? Învățăm de la împăratul persan roș. Conștientizează că poți răni pe cineva fără să-ți dai seama. 2. Conștientizează că răul are consecințe mai profunde decât îți imaginezi. 3. Încearcă să repar greșeala pe cât e posibil. Și vreau să vă spun ceva. Întotdeauna e posibil să repar ceva. Deci ceva de reparat întotdeauna există. 4. Demonstrează schimbarea, nu insista cu scuzele. Asta nu înseamnă că nu-ți cer scuze, dar e mai important să demonstrezi că te-ai schimbat. Și 5. Fă o bucurie celui ce ai greșit. Și pe parcurs, poate din când în când, mai revenim la text. Acum, Vă mai citesc doar versetul 1 până la capăt și versetul al doilea. Zice Biblia că în versetul 1, Mardoheu a venit înaintea împăratului că estera arătase legătura ei de rudenie cu el. Împăratul și-a scos inelul ce luase înapoi de la Haman. Inelul simboliza autoritatea pe care o primește de la împărat și l-a dat lui Mardoheu. Estera din partea ei a pus pe Mardoheu peste casa lui Haman. Apoi Esther a vorbit din nou înaintea împăratului, s-a aruncat la picioarele lui, a plâns și l-a rugat să oprească urmările răutății lui Haman și izbânda planurilor lui împotriva iudeilor. Și de data asta, împăratul a întins toiagul, împărătesc. Din nou, ce vă spuneam, obiceiul de a întinde sceptrul, prin acest obicei, când întindea împăratul, fără să spună niciun cuvânt, sceptrul arăta că e de acord cu ceea ce se spune. S-a ridicat, a stat în picioare, spune Biblia, Estera înaintea împăratului. Și ea vine și intervine încă o dată și îi spune împăratului ceea ce v-am spus. Chiar dacă Haman a murit, Legea lui rămâne mai departe în picioare. Și împăratul hotărăște ca Estera și Mardoheu să conceapă, să scrie o lege prin care evreii aveau dreptul să se apere în fața celor care erau pregătiți acum să-i omoare. Și dacă prin prima lege. Era prevăzută o zi în care toți evreii să poată fi uciși și averile lor să fie jefuite de la cei mai mici până la cei mai mari Deci legea prevedea că de la copii până la cei mai în vârstă puteau fi ex exterminați A doua lege pe care o aduce acum Mardocheu și Estera, de data aceasta influențând în bine pe împăratul Ahasveros Prevedea că evreii cu o zi înainte să se întâmple legea anterioară au dreptul să se apere și lucrul ăsta aduce o mare bucurie în rândul poporului evreu. Așadar, privind la textul acesta, primul lucru pe care îl învățăm. Aș vrea să conștientizăm, conștientizăm că putem răni pe cineva fără să ne dăm seama. Împăratul Ahasveros rănește în cazul de față, o rănește pe Estera și pe Mardoheu, fără să-și dea seama. Legea pe care el o scrie, era o lege împotriva oamenilor care îl iubeau cel mai mult și care l-au apărat cel mai mult, dar el nu-și dă seama de asta. Ascultă-mă, noi de foarte multe ori, când vine vorba de a greși față de cineva, nu realizăm că greșim fără să ne dăm seama sau de multe ori nu, de, de, nu realizăm că cei de lângă noi greșesc față de noi fără să își dea seama. Acum să ridic o întrebare în Biblie pe care, la care Domnul Iisus răspunde în Matei capitolul 5 și foarte cunoscută în Matei capitolul 5 în predica de pe munte, întrebarea următoarea, bun, și într-o situație de neînțelegere în care cineva greșește, cine trebuie să meargă să inițieze repararea relației? Cine e ăla care trebuie să aibă inițiativa, adică ăla care să pornească motorul, să se ducă și să spună hai să rezolvăm problema? Și răspunsul găsim în Matei, în capitolul 5, dacă vă uitați acolo, de la versetul 23 la 25, Da, acolo e foarte interesant. Sunt trei, de fapt, două apelative pe care Domnul Iisus le folosește acolo. Dacă fratele tău o greșit față de tine, zice de două ori, în versetul 23, zice fratele tău, e foarte interesant, cuvântul folosit în limba greacă pentru frate, se referă la relația de rudenie. Adică dacă cineva foarte apropiat de tine, cineva din proximitatea ta, greșește față de tine și tu vii și îți aduci darul la altar. care e procedura? E foarte interesant de asemenea că al doilea apelativ pe care îl folosește Biblia în versetul 25 este pârâșul tău. Deci sunt două categorii de oameni, fratele tău și pârâșul tău. Câteodată fratele tău poate deveni pârâșul tău. Cel de aproape poate deveni pârâșul tău. Dar întrebarea rămâne, cine are inițiativa? Și răspunsul e următorul, că noi întotdeauna ne gândim așa, mă, care o greșit, trebuie să vină să rezolve problema. Aici e o chestie foarte subiectivă, că dacă stai de vorbă cu doi oameni, să afli cine o greșit, nu o să găsești niciodată răspunsul, că fiecare are senzația că celălalt o greșit. De-aia Biblia sau la dilema asta, Domnul Iisus răspunde întotdeauna cu omul care își aduce darul la altar, adică omul care e mai credincios. La mine când vine cineva și mă întreabă, ă, domnul pastor sau frate pastor, uite, am situația asta conflictuală, nu mă înțeleg cu nu știu cine, ce să le fac? Și eu am întotdeauna un singur răspuns. Răspunsul, dacă mă întreabă, cum să procedez, să aștept să vină el la mine, să... Păi dai mai în vârstă, să vină tata, să vină mama, să vină neamurile, să vină vecinul, că el o greșit. Întotdeauna răspunsul meu e același. Cine trebuie să meargă? Tu. Eu deci nu știu al răspuns, pur și simplu tu. Pentru că Domnul Iisus zice aici, inițiativa rezolvării unei situații conflictuale în care unul greșit față de altul, nu știm cine, trebuie să o aibă omul care își aduce darul la altar. Cine își aduce darul la altar? Cine și-a darul la altar în această dimineață? Uite, voi, că ați vrut că n-ați vrut că v-am pus să cântați, v-ați adus darul la altar. Că ați dăruit lui Dumnezeu în colectă, v-ați adus darul la altar. Că v-ați rugat lui Dumnezeu, v-ați adus darul la altar. Că ați venit la biserică și asta e o formă de a-ți aduce darul la altar. Deci, inițiativa va aparține vouă. Ăla care e mai credincios, care e mai pocăit, care e mai bun. Așa zice Biblia. Inițiativa îți aparține. Am citit și am ascultat în același timp, am și citit și am și ascultat o întâmplare spusă de fratele Richard Wurbrand. Probabil că ați auzit-o și voi, că de sărbătorile acestea am văzut un filmuleț care o circulat intens pe rețelele de socializare, dar e un fragment dintr-o carte scrisă de uh, omul acesta care a stat în închisorile comuniste, cred că 14 ani, și povestește că odată fiind bolnav, Într-un salon de spital, dar într-un penitenciar, mi se pare că la Gherlas sau la Jilava, nu, la Jilava, zice, era acolo și era foarte bolnav. Spune el că era atât de bolnav încât nu putea să facă cele mai elementare mișcări. Nici să bea apă, trebuia să vină cineva să-i dea apă. Și în timpul ăsta, lângă el, în stânga și în dreapta, erau alți doi condamnați. Amândoi la fel de bolnavi. Ba, spune el, că erau chiar mai bolnavi decât el, într-o stare terminală. Unul dintre cei doi era în închisoare, cu toate că înainte de a ajunge în închisoare a fost la rândul lui un torționar comunist. La rândul lui, a fost gardian în aceeași închisoare, dar în vremea aceea stalinistă, în vremea comunistă, inclusiv unii dintre cei mai cunoscuți lideri comuniști, după ce ori or băga oameni în pușcărie, la rândul lor au ajuns, ajuns acolo. Și omul ăsta, la rândul lui, nu știm cu ce o supăra sistemul, a ajuns și el să fie acolo. După ce ani de zile o bătut, o chinuit și o omorât oameni. Și acum, în același salon cu ei, era un altul care fusese chinuit de primul. Care luase multă bătaie de la primul și care era credincios Și care era creștin. Și care se afla în situația asta grea, aflat acolo, în acel salon penitenciar, din cauza primului. Și povestește el că în, în nopțile, mai ales nopțile, erau foarte grele, cel care a chinuit, cel care a fost torționar, nu putea să doarmă, și fiind într-o situație foarte grea, îi spunea, ă, domnul pastor, rugați-vă pentru mine, pentru că nu pot să mor. Nu pot să mor pentru că mi-apasă pe conștiință toate crimele și toate nenorocirile pe care le-am făcut. Și spune el, în momentul ăla, celălalt, care luase multă bătaie de la primul, s-a ridicat dar n-a putut să se ridice prin forțele lui, au trebuit ca alți doi să-l ridice și a exprimat dorința să fie lângă la căpătâiul torționarului lui. S-a dus lângă el, dus de alții, pentru că nu mai putea să meargă pe propriile picioare, l-a mângâiat pe cap și a spus, Dumnezeu e bun și Dumnezeu te iartă cu o singură condiție, să te pocăiești. Eu te iert pentru tot ce mi-ai făcut. Povestește fratele Wurbrand că amândoi oamenii ăștia au murit. Mai întâi a murit torționarul, care era destul de tânăr, spune el. Și apoi a murit și celălalt. Dar amândoi au murit cu zâmbetul pe buze. Știți noi vorbim despre iertare. Vorbim despre dragoste. Astea sunt chestii mari, grele. Noi nu putem ierta pentru lucruri banale. Nu s-a uitat unul la mine pe stradă. Nu, nu știu, bă, mi-a trâncit ușa în față. Pentru niște lucruri, stai de vorbă cu oamenii câteodată și te uiți așa, ca pastor, te ui, ca la tenis. Știi cum? Unul e în dreapta, altul e în stânga. Și când tragi linia, zic, bun, dar voi pentru ce vă certați? Știți care e răspunsul de obicei? Nu știu, dar știu că aveam dreptate. Aș vrea să conștientizez mai întâi. Și ăsta e un lucru foarte important pe care îl învățăm din cartea asta. Știu că povestea din carte a fost lungă. Că putem greși față de cineva fără să ne dăm seama. Sau cineva poate greși față de noi fără să își dea seama. Dar cei de apreciat la Estera și îmi place foarte mult în ce o privește, e că femeia asta inițiază rezolvarea situației. Ea ar fi putut pur și simplu să spună, păi acesta Hașveroș e împăratul și soțul meu în același timp și în loc să mă întrebe pe mine ia hotărârea de a da o lege împotriva poporului meu, ar fi putut să se supere, să se îmbuvneze, să nu mai comunice. Dar ea comunică și acum învățăm de rea o chestie foarte tare. Înainte de a comunica, are trei zile de post și rugăciune. Poate că sunteți în situația în care nu puteți comunica cu cineva. V-ați gândit că partea asta care ține de comunicare are de a face poate și cu partea spirituală. Îmi place la istera că își asumă riscul ăsta de a comunica cu Ahajveroș, chiar dacă își riscă viața. Îmi zice, cineva zice, noi nu ne certăm era, aveau niște discuții. Știți, pe vremea aia când se certau oamenii pentru pământ, Au fost o vreme în România când se certau pentru mejdie. Știți cuvântul mejdie? Ba nu că 2 cm, Banu, că la mine au fost, Banu, că bunicul a fost aici, banu. Și zic, mă, i-am adus pe amândoi, no, cina Domnului, no, haideți. Și unul către altul, dar eu trebuia să fiu intermediar. Chestiile astea au fost cu mult timp. În urmă de asta am permis să le spun, ori trecut, cel puțin vreo 18 ani de atunci. Asta a fost începutul slujbei mele de pastorație. s dus la Domnul acum. Sau unde s dus? Și stăteam și mă uitam la unul și la altul și le ziceam, nu, bun, dar sunteți la cină. Unul în față, altul în spate. Cum facem? Dar apoi zice, frate, noi nu avem niciunul, noi nu avem nimic unul cu altul. Zice, noi nu ne certăm, atât dacă nu vorbim unul cu altul. Dar știți cum se întâmplă lucrurile? De obicei se întâmplă în felul următor. Noi nu ne dăm seama că cineva poate să greșească față de noi fără să o facă intenționat. Avem senzația câteodată că celălalt face anumite lucruri în mod intenționat. Îmi place în cazul esterei că ea inițiază problema asta. Zice, mă voi duce să vorbesc cu el. Chiar dacă e riscant. Înainte ce fac? Mă rog și postesc. Mamă dragă, tu care ești în biserică în această zi și poate ai în familia ta un copil pentru care te rogi de multă vreme, numai nu te poți înțelege cu el. Ai încercat toate variantele de comunicare posibile. S-ar putea ca acest copil să fi greșit față de tine și n-a făcut-o în mod intenționat. Sau dăm voie să spun, poate că câteodată a făcut-o chiar în mod intenționat. Adică dacă știe că mamei nu-i place un anumit lucru, zice, nu-i nicio problemă. Exact asta fac. Poate tu ești în această zi aici în categoria copilului ăsta. Ascultă-mă ce eu zic. Tu care te rogi și aștepți ca Dumnezeu să lucreze, continuă să o faci exact ca Estera. Inițiază mai departe comunicarea cu omul acesta, chiar dacă e greu să ajungi la el. Dar fă într-un mod spiritual. Îmi place așa de mult atitud atitudinea Esterei. Înainte de a se duce la Ahasveros, -Ah -Ah ea împreună cu tot poporul, trei zile de poș și rugăciune. Am cuno cunoscut situații în dreptul cărora aș fi zis Domne, nu se mai poate face absolut nimic. Și totuși, atunci când doi sau trei sau patru sau cinci sau zece 10, sau o sută de oameni se unesc în post și rugăciune, Dumnezeu lucrează. Slăviți să fie numele Domnului. Am văzut în uh, unele familii ne rugam, de exemplu, într-o biserică, în urmă cu ani de zile, pentru un tânăr, dar nu mai era deja tânăr, era tomnatec bine, ca Dumnezeu să lucreze în viața lui, să-l aducă la biserică. Ajunsese atât de prins de fel și fel de lucruri, încât vă mărturisesc că ne rugam pentru el, dar nu mai credeam că vreodată omul o să se va schimba. Cea care a continua să se roage, la fel ca Estera, a fost mama acestui băiat care a continuat să postească, a continuat să se roage și din când în când venea la adunare, ne mai trimitea un bilet și când vedeam biletul deja, ziceam, no, iar ne rugăm. Știți că noi avem în bisericile noastre pomelnicile alea lungi cu aceiași oameni. Iar ne rugăm pentru fratele, iar ne rugăm să-l mântuiască Domnul, dar noi știm că știu că frații mai în vârstă întotdeauna în, în bisericile mai tradiționale, pe ultimele rânduri, sunt frații mai în vârstă și sunt foarte realiști. Eram prunc și ne rugam pentru unul care era cel mai rău om și mai auzeam voci pe acolo, în spate. Pe ăsta nici Dumnezeu nu mai schimbă. No, așa e câteodată în mintea noastră. Așa ar fi putut să se gândească Estera la Ahasverosh. Pe ăsta nici Dumnezeu nu mai poate schimba că e pus pe o specie, pe petrecere, e un om nervos. Ce să se mai schimbe omul ăsta? Că toate hotărârile pe care le-a le, lua, le lua la nervi, impulsiv. Dar ea are curajul acesta și vreau să vă îndemn în numele Domnului, aveți curajul. Ea are curajul să postească și să se roage și spune nicio problemă. Voi posti, mă voi ruga și chiar dacă îmi risc viața după legea mezilor și a perșilor, își risca viața. Nicio problemă, mă duc în fața lui, voi plânge în fața lui pentru că știu că Dumnezeu îl poate schimba. Conștientizează că cineva poate să-ți greșească fără să premediteze lucrul acesta. Și, și al doilea lucru, conștientizează că răul făcut are câteodată consecințe mai mari decât ți se pare. Adică atunci când Haman dă legea aia ca toți vrei să fie exterminați, nu-i suficient să moară Haman pentru ca răul să dispară. De asta este era în capitolul 8, trebuia însă să vină, să intervină, să-i aduc aminte lui Ahasveros și să-i spună vezi că mai trebuie să dăm o lege pentru că tu ai dat o lege care nu se poate anula după Constituția noastră pentru că tu ești împărat și ești socotit divin și atunci trebuie să mai dăm o lege. Pentru că de multe ori, relațional vorbind, când greșim, greșim și nu ne dăm seama cât de grav poate să fie. Vorbea spusă. Ce mare lucru zice că i-am zis. Da, apoi pe vremea noastră, am o păi nu așa se rezolvau problemele. Din când în când, îi mai dădea, zice, câte o palmă. Din când în când, îi mai zicea câte ceva. Câteodată răul făcut e... Știți, unii se laudă că îți nervoși, dar le trece repede. Știți categoria asta? Eu îți nervos, dar, frate, eu mă enervez. Dar trece repede. Vreau să vă spun ceva. Și o explozie atomică trece. Relativ repede. Nu știu, uitați-vă voi pe Google cam în cât timp. Nici nu-ți dai seama. Numai că problema e ce rămâne în urma ei. Că nu-i mare lucru. Ce-a făcut Ahasveros? Bă, era amețit de alcool, a venit Haman la el, Eu a zis, semnează legea asta, nici n-am fost atent, am semnat-o ca primarul, am pus semnătura și apoi Dumnezeu cu mila, eu n-am nicio vină, Haman e la rău. Doamne, dar nu-i vina mea. Tu nu-ți dai seama câteodată printr-un gest, printr-o vorbă, printr-un lucru pe care îl faci, cât de mult rău poți să faci. Și acum, încă o dată, tot cu părinții am aici o problemă. Da? Și nu vă vorbesc vouă, vorbesc tuturor. Fiți atenți ce vorbe spuneți. An de zile am ajutat la un moment dat și am slujit consilind adolescenți și tineri prin intermediul unui site pe internet cu diverse probleme știți că în proporție, acum nu vreau să fac, să dau cifre care nu sunt măsurate exact, dar așa o proporție de 70%, undeva către 70%, de fapt aveau de-a face cu anumite chestiuni care țineau de relația cu părinții. De exemplu, cu faptul că unii au dezvoltat fie un complex de inferioritate, fie o atitudine de nu știu, mioritică românească de genul nu o să reușesc să fac niciodată nimic și pentru că nu o să reușesc niciodată să fac nimic, atunci mă izbesc din plin, nu contează, beau, fumez, mă droghez, tătuna am. De ce? Nu o să uit câte zile voi avea un e pe care l-am primit odată de la un tânăr care spunea sunt un tânăr incapabil, urât și incapabil, așa se prezenta. În urmă cu vreo 17-18 ani am primit un e care așa suna. Când l-am văzut prima dată, am crezut că cineva l-a scris în bătaie de joc, așa. L-a scris careva să mă testeze și să râdă de mine după aia. Și citind cu atenție, mi-am dat seama că nu e așa. Și discutând după aceea, mi-am dat seama că, de fapt, copilul ăsta dezvoltase atitudinea aceasta negativă față de propria persoană din cauza vorbelor spuse de părinți, care toată viața i-au zis. Nu o să faci niciodată nimic. Nu o să fii în stare niciodată o să faci nimic. Ei, stai de vorbă cu părintele după aia și ce zice părintele. Da? Apoi, frate, ce mare lucru că i am zis. Da, nu mai au vorbă a fost. Și aici aș vrea să ne conștientizeze Dumnezeu. Nu vreau să mai dau exemple specifice că Dumnezeu ne dă minte la toți. Amin. Dacă nu, să ne dea. Amin. Să aplicăm în mod practic în viețile noastre, dar conștientizează că poți să faci prin vorbele tale, prin faptele tale, prin gesturile tale, absolut și prin gesturile tale, poți să faci un rău celuilalt sau poți să greșești față de celălalt mai mult decât îți imaginezi tu. Adică noi de cele mai multe ori ne analizăm greșeala și zici, mă dar mare lucru, am zis și eu o vorbă, am făcut gestul ăla acolo. În cazul lui Ahasveros, învățând de la el lucrul acesta, conștientizează că greșește mai mult decât și-o imaginat. Și greșește exact față de Mardoheu, culmea, omul care l-a salvat de la moarte. Greșește exact față de colegul ăla de la lucru care te-a ajutat cel mai mult. Greșește exact față de ăla care a fost alături de tine când toți ceilalți te-au părăsit. De obicei greșești față de cei pe care iubești cel mai mult. Conștientizează, de asemenea, acest lucru și trei, încearcă să repar lucrurile. Ce face Ahasveros? Își scoate inelul, îl dă lui Mardocheu și zice Esterei, hai să reparăm ce se poate repara. Dăm o altă lege ca să repare prima lege. Și să salvăm pe cât posibil situația asta e foarte complicată. Vreau să vă spun ceva, întotdeauna se poate ceva repara. E adevărat că sunt lucruri uh, care nu se pot repara. Dar întotdeauna când greșești față de cineva, învățăm cel puțin în cazul de față că un om credincios, sau hai să spunem în cazul lui Ahaj Veroș, e greu să spunem asta, un om atins de Dumnezeu într-un fel sau altul încearcă primul gând, mă, cum pot repara? Vă aduceți aminte de Zacheu. Ce face Zacheu când își dă seama de greșeala pe care o făcuse până atunci? Când află și se spune, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, zice, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau cum? Înapoi de patru ori. De ce? Omul realizează că o greșit și zice, hai să repar ce se poate repara. În mod evident că el nu mai avea ce să repare acum, să fim realiști, să găsești tu toți ăia la care uh, Zacheu pe care Zacheu i -o înșelat, să te apuci, să rezolvi situația, e puțin utopic. Dar totuși, când Dumnezeu lucrează în viața unui om și omul realizează că o greșit, primului gând, mă, cum să fac să repar? Am cunoscut un asemenea om, am tot povestit despre el, dar n-am povestit partea asta. Am povestit despre el că uh, o venit la mine după predică, tuns la zero, interlop, și mi-a zis că eu trebuie să particip la botezul lui, fără să mă întrebe dacă vreau sau dacă pot. Și omul ăsta s-a pocăit în seara aia, era hotărât să se boteze, mi-a zis că se pune pe lista pentru botez, o fost și la botez o fază memorabilă cu maică sa o femeie tare simpatică, cu batic în față, simpatică, ce o venit și o dat o palmă peste spate, v-am povestit de multe ori despre ei. Ei, da, omul ăsta o a ajuns acum, fiind fost interlop în situația în care spunea, nu am ce fac? Eu am făcut o grămadă de bani din Alba Neagra, și din alte chestii. Făceam, zice, pe zi, mi-a povestit el, mii de euro. Am luat cu japca apartamente. Adică, îi puneam pe oameni să semneze cu forța, că cedează. O fost o vreme și din istoria României, vestul sălbatic. Și acum m-am pocăit. Nu, no, ce fac? Ce zic? No, Dumnezeu m-a binecuvântat și de aceea încolo iau de la zero. Nu, pentru că atunci când Dumnezeu schimbă viața unui om, primului gând, ce pot să fac să repar? Chiar dacă nu poți, adică și Zacheu, nu vă imaginați că s-a dus din ușă în ușă și să le zică, nu, uh, cât am furat de la voi, vă dau de patru ori înapoi, nici nu mai avea, nici dacă s-ar fi împrumutat de la bancă. Dar, intenția de a repara există. Mă, ce se poate repara? Repar. Și omul asta a făcut. M-a întrebat pe mine, el în primă fază, în elanul lui, a vrut să ajute în stânga și în dreapta. Și a zis, -a, uite cum facem, nu ajuns pe nimeni, nu dai la nimeni nimic. Că el a crezut că funcționează așa. Mă, măcar o parte din banii pe care i-am obținut cu ei am obținut, îi dau la fratele, mai ajut un sărac, ajut păstorul, ajut un sărac și Dumnezeu cu mila. Și și mie rămâne o parte. Ia mă, nu funcționează așa. Dar cum funcționează, frate? Încearcă să repare. Nu a dormit omul vreo două, trei nopți. Și după două, trei nopți, Mă sună, zice, frate, n-am dormit două, trei nopți, am hotărât, am sunat la procuror și procurorul o zis că am înnebunit. O venit, o sta de vorbă cu mine, o zis, bă, ăsta a luat o razna. Și am început să-i povestesc cum stau lucrurile. Și ce am făcut? Am avut două, trei apartamente luate așa. M-am dus la oamenii ăia, m-am dus într-un caz la moștenitor și am zis, v-am adus înapoi, poftiți. Facem actele să fie din nou pe dumneavoastră. Ei erau șocați, credeau că, bă, ăsta vrea să facă altă șmecherie. Vrea să ne facă rău la începutul, când, când m-au văzut. Îți dai seama cam ce atitudine poți să ai față de un om de genul acesta. No, imaginați-vă voi, când m-am dus în orașul ăla, omul a făcut și puțină pușcărie după aia, că știți cum e. Ce faci? Plătești. După ce o scăpat de toate... Când m-am dus în orașul ăla, la evangelizare, patru rânduri din biserică erau ocupate numai de oameni din categoria asta, pe care, mă înțelegeți, unul zice, de la ăsta am luat apartamentul, oameni cărora au încercat să, să îndrepte rău, cărora le-au făcut bine, cărora le-au dat înapoi tot ce au putut să facă, tot ce au putut să dea. Imaginați-vă, nu voi uita, vă mărturisesc niciodată, ce atmosferă era acolo? Știți că spune în Biblie Domnul Iisus, cu se iartă mult, cum face? Iubește mult. No. Știți de ce suntem noi atât de apatici? Apatia. Idealul unor filozofi din vremea antică, ăsta era apatia, să nu simtă nimic. Știți de ce suntem noi așa de apatici? Vă spun eu. Că avem senzația că pe noi Dumnezeu nu are de ce să ne ierte prea mult. Noi să-i vedeți pe ăia care sunt în situații de genul acesta rar am văzut, am, pot să număr pe degetele de la o mână, câte situații de genul acesta am avut, săptămâna asta am mai avut o asemenea situație într-o biserică, n-am mai văzut așa ceva de ani de zile. Fără chemare, fără să cânte pianul în surdină, fără să zici, hai că Domnul mai poate, fără o întâmplare cu uh, prunji bolnavi, fără chestii din astea care să atingă sentimentele, numai predicând Evanghelia, să vezi oameni care se ridică și se prăbușesc cu fața la pământ și plâng înaintea lui Dumnezeu și își cer iertare. De ce? Pentru că oamenii ăștia înțeleg că ori greșit. Și când înțelegi că ai greșit, în momentul ăla, primul gând, dacă ești atins de Dumnezeu, e, Mă, ce să fac să repar? Chiar dacă nu poți, că sunt situații pe care nu le mai poți întoarce în mod evident, că nu mai poți cumpăra timpul cu bani, că nu mai poți da timpul înapoi. Ia, a fost așa de dureros în urmă cu ceva vreme și știți de câte ori am văzut asta la înmormântarea unei femei de 80 și ceva de ani, îmi spune unul dintre participanți, zice, eu uh, fiul uh, doamnei, zice, era vorba de înmormântarea unei, unei surori de 80 ceva de ani și zice, eu n-am mai văzut-o pe mama de 11 ani. Dar zic, ce cu tine? De ce nu ai văzut-o? De, de ce n-ai venit? Păi zice, am niște afaceri undeva în sudul României și n-am avut vreme. 11 ani. Și era acolo omul și l-am văzut că în timpul ăla, pentru că și el a ajuns la o anumită vârstă, că suntem la o vârstă când credem că nu o să murim niciodată. Dar acum la rândul lui a atins pragul ăla și l-am văzut conștientizând situația și l-am văzut plângând cu disperare și și dădea seama omul acolo la înmormântarea mamei lui că nu se mai poate întoarce timpul înapoi. Că sunt greșeli pe care le faci și nu ne mai poți oricum mai încerca cumva să întorci timpul înapoi. Dar cel puțin, atunci când te atinge Dumnezeu în modul cel mai real, Există în tine dorința asta de a îndrepta ce se poate îndrepta. Și apoi, al patrulea lucru, și uh, îl invit pe pianist să vină în față, să ne apropiem de, de sfârșit, demonstrează că te-ai schimbat, nu insista cu scuzele. Asta îmi place așa de mult în cazul lui Ahaj Sigur, el era împăratul, nu avea cum să-și ceară el scuze, asta e clar. Dar, pe de altă parte, conștientizând că greșește. Nu procedează. Știți, mai avem un exemplu în Biblie, e vorba de cel care a scris Evanghelia după Marcu, Ioan Marcu, despre care ne spune Biblia, într-o situație, în Fapte 15, de la versetul 36 la 41, că se duce și el în misiune, era tânăr și nu prea îi place în misiune, că pornim pe drum la un moment dat, când ajunge într-o situație grea, zice, nu de mine misiunea. Dar el pornește misiune cu doi oameni care erau mai în vârstă decât el, cu Pavel și Barnaba. Vă aduceți aminte? Și Ioan Marcu se duce cu ei, Pavel și Barnaba, și în special apostolul Pavel se bazează pe Ioan Marcu, dar când dau de greu, zice, când ajunge în Pamfilia, undeva în sudul Turciei de astăzi, când ajunge acolo, zice, nu-i misiunea de mine, să meargă alții misiune. Și fuge. Cuvântul folosit acolo îi dezertează. Probabil că într-o noapte zice, e greu cu misiunea, am crezut că e mai ușor, merg, când, stai pe scenă, dar e mult mai greu. Și fuge, pleacă. Ioan Marcu, nu uitați. Și Pavel, se supără pe el. Și trece vremea, și Pavel și Barnaba pornesc din nou într-o altă căsă, călătorie misionară. Și Barnaba vine și zice să luăm și pe Ioan Marcu. Și Pavel zice: N -n -n. Ioan Marcu, prima dată, să demonstreze că s-a schimbat. Dar alt om, nu mai el la care au fugit. E, e mai credincios, e mai puternic, ce poți baza pe el. Nu, 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 nu să demonstreze că s-a schimbat. Ce-mi place în cazul lui Ioan Marcu, că nu vine la Pavel să-i spună, Pavel, fii atent, tu ești pocăit, tu trebuie să mă ierți, vezi că e cina. Știți că mai sunt cazuri de genul ăsta. Vezi că duminică e cina. N-ai ce face, te să mă ierți. Nu, nu insistă cu scuzele. Știți că trec 10-11 ani până când în 1 Timotei, capitolul 4, versetul 11, Pavel zice, trimiteți-l pe Ioan Marcu mi-a plăcut de el că nu a cu scuzele, ci o demonstrat că s-a schimbat. O demonstrat că s-a schimbat, da. Scrie Evanghelia după Marcu, îl însosește pe Petru la Roma și este cel care îl traduce în limba latină pe Petru, care nu știa săracul decât probabil aramaică, ebraică. Ioan Marcu demonstrează că s-a schimbat. Și asta e foarte important. Când ai greșit față de cineva, nu insista cu scuzele. Demonstrează că te-ai schimbat. Și cinci. Fă o bucurie celui ce ai greșit. În cazul de față, Ahaj Veroș face lucrul ăsta. de -aia textul care începe cu lacrimi se sfârșește cu zâmbete și bucurie. Când ai conștientizat că ai greșit, chiar dacă cumva, mă, ei, cam greu să înțelegi asta. Fiind în stare să răspunzi acestui lucru cu o bucurie, aș vrea în momentele care vor urma, înainte de a ne apropia de cina Domnului și înainte să chem oamenii să vină aici în față să cânte, aș vrea să stăm așa într-un moment de meditație și vreau să stați cu ochii închiși. Vă cer să stați cu ochii închiși nu pentru că n-am putea să stăm într-un moment de meditație și rugăciune cu ochii deschiși. Dar aș vrea să stăm și să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze inima și viața și sufletul. Aș vrea să lași ca Dumnezeu să-ți cerceteze sufletul în aceste momente. Și să te întrebi în modul cel mai sincer. Doamne, am făcut tot ce depinde de mine. Iertarea a costat. De-aia am spus să nu insistăm cu scuzele. Iertarea costă. Ea este dureroasă, dar ea este cea mai frumoasă manifestare a iubirii și a dragostei. În timp ce stăm așa cu ochii închiși, acum când suntem cu darul la altar, aș vrea să ne aducem aminte de toate lucrurile pe care noi înșine le-am făcut în relație cu ceilalți. Fie că e vorba de cei pe care ai la locul tău de muncă, fie că e vorba de cei pe care ai lângă tine, Aduți aminte în momentele acestea. Poate, după ce îți aduci aminte și îți dai seama că ai falimentat, nu vei fi în stare să te apropii de cina Domnului. Sau te vei ridica acum. Și în timp ce ne vom ruga, vei merge la omul ăla și îți vei cere iertare. Cât ține de voi trăiți în pace cu toți oamenii, spune Biblia. Sunt oameni care nu vor să ierte. Pentru că iertarea e grea și demonstrează iubire. Sunt oameni care se încăpățânează să rămână mai departe cu sufletul amărât și plin de ură. E alegerea noastră a fiecăruia, cum vrem să trăim. Biblia spune că ține de voi, că depinde de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Pentru ca noi să fim iertați, Dumnezeu a plătit un preț. Dragostea lui Dumnezeu n-a fost ușoară și n-a fost ieftină. Harul lui Dumnezeu nu e ușor și nu e ieftin. Pentru ca tu și cu mine să fim iertați, a trebuit să moară Fiul lui Dumnezeu. De aceea, până și în rugăciunile în care venim înaintea lui Dumnezeu și ne cerem iertare, n-aș vrea să insistăm cu, cu asta, ci aș vrea să demonstrăm că ne schimbăm. Îi spunem lui Dumnezeu, Doamne, iartă-ne și apoi ne rugăm, Doamne, dă-ne putere să fim altfel. Doamne, ajută-ne să ducem o viață plăcută și demnă de numele de copii ai tăi. Aș vrea să lăsăm, așa, să fie un moment din asta de cercetare, în care fiecare dintre noi să ne cercetăm bine viața și felul în care ne raportăm la ceilalți. Să ne gândim, Doamne, oare nu sunt eu? Eu am adus darul la altar și mă gândesc în această zi, oare nu sunt eu? Fără să-ți dai seama, s-ar putea să fie greșit. Spune lui Dumnezeu, Doamne, Dumnezeule, ajută-mă să încerc să repar ceea ce pot repara. Aș vrea în momentele care urmează, de asemenea, să ne gândim la ceea ce Dumnezeu a făcut pentru ca noi să fim iertați. Toți am greșit față de Dumnezeu. Toți greșim față de Dumnezeu. Și Dumnezeu, în mila lui nemărginită, a ales să ne ierte. Pe când eram noi încă păcătoși a în lumea aceasta prin Fiul Lui, prin Isus Hristos. Crucea e cea mai mare dovadă a iubirii Lui Dumnezeu. Câteodată, așa cum ne abandonăm părinții sau cum îi abandonăm pe unii sau pe alții, câteodată uităm și îl abandonăm și pe Dumnezeu și trăim mai departe văzând ne de ale noastre. Dar Biblia spune că Dumnezeu a rămas credincios promisiunilor făcute. Chiar dacă noi înși ne-am uitat aceste promisiuni și din când în când Facem câte un popas de felul acesta Aș vrea în această dimineață Duhul lui Dumnezeu să-ți aducă aminte Să-ți aducă aminte de toate promisiunile Pe care le-ai făcut Ai promis lui Dumnezeu că te vei ruga în fiecare zi Ne stăm față un an Anul 2023 ai promis că te vei ruga în fiecare zi Și vei citi din Biblie în fiecare zi Nu te-ai ținut de promisiunea asta Ai promis că îl vei sluji pe Dumnezeu Cu mai multă pasiune și cu mai mult sacrificiu Și n-ai slujit aproape deloc Anul 2023 Dumnezeu și-a ținut promisiunile față de tine Dumnezeu a fost bun și fiind tot puternic Te-a păzit de orice lucru de care tu nu te puteai păzi Dumnezeu ți-a dat mai mult decât tu ai meritat Dumnezeu ne-a dat mai mult decât am meritat Am fost sub protecția și sub harul lui Dumnezeu Și cu toate că Dumnezeu s-a ținut de promisiunile lui Noi nu ne-am ținut poate de promisiunile noastre Ne pocăim înaintea lui în această dimineață și facem o promisiune Doamne Dumnezeule, pentru că în bunătatea ta am greșit față de tine dar în bunătatea ta, Doamne, tu ne-ai iertat. Vrem, Doamne, în anul 2024 să fim altfel. Vrem în anul acesta, Doamne, să ne ținem de promisiuni și să îndreptăm greșelile pe care le-am făcut. Câte nu i-ai promis lui Dumnezeu anul trecut? De câte din promisiunile astea te-ai ținut? Câte din legămintele tale făcute cu Dumnezeu nu le-ai călcat în picioare și Dumnezeu în această zi e gata să te ierte? Fii gata să te rogi. Distanța dintre iertare și tine e doar cât o rugăciune. Spune-i doar lui Dumnezeu, Doamne, iartă-mă și promit că anul acesta, aducându-mi aminte de cât de mult a costat pe tine iertarea, vreau, Doamne, anul acesta să fiu altfel. Vreau să repar toate greșelile pe care le-am făcut. Ne apropiem de cina Domnului, ne ridicăm în picioare. Vă invit să stați împreună cu mine în picioare. Echipa vine aici în față. În mod normal obișnuim să rostim o, o cântare care este ca o rugăciune și după aceea să luăm cina Domnului, să facem momentul ăsta, din momentul ăsta un moment special. Îi pe frații slujitori însă să vină aici în față. Vom continua să ne închinăm lui Dumnezeu cu toții. Vom cânta, dar înainte de asta, îi invit pe frații slujitori să vină aici în față. Este prima cină din acest an. De aceea acest moment este cu atât mai mult important. Noi greșim unii față de alții în multe feluri. Dar de atâtea ori am greșit înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea ca acest gând să ne cerceteze în momentele care vor urma. Vreau să rostesc cu o rugăciune, de obicei se face o rugăciune prin care cerem binecuvântarea. Eu nu cer binecuvântarea pâinii și a rodului viței. Eu cer binecuvântarea voastră, a mea și a voastră. Acolo, unde sunteți, vreau să rămânem în aceeași atitudine, continui să fac această rugăciune, vreau să rămânem în atitudine de rugăciune, am chemat în mod intenționat să vină frații aici, pentru că vreau să urmezi un moment în care ne închinăm împreună lui Dumnezeu.